rog, banditule! Vă pregau! Ce mai faci, mă, băiatule? Domn primar, bine? Bine? Nu mai ești bolnav? Ba da, parcă am așa puțină febră. Eu asta făceam acum, frecție. Știți ce mi-e frică, domn primar? Să nu am, Doamne ferește... De-aia zic, mai bine plecați. Ce ești pe masă? Cărți, literatură? Lasă-mă literatura. Ce vezi tu acolo? Niște bani. Ce-s cu banii acolo? Eu nu știu. Las că știu eu. Șpagă. Nu, nu. Ba da, așa se numește. Șpagă. De la Ardiles. Da. Da. Știu tot, Robi. Tu văd că nu știu că eu știu tot. Nu ți-e rușine, mă? Faci combinații fără să-mi spui și mie? Pe ce ce mă, sa fără câini, fiecare face ce vrea. Uite-te, mă, în ochii mei când vorbesc cu tine. Așa am ajuns, mă, să ne furăm unii pe alții, a? Nu ți-e rușine, mă, măgarule? Am greșit, iar, domn primar, iartă-mă. Nu știu ce mi-a venit. Adică știu, dar... Eu de o săptămână nu pot să dorm. M-am tot gândit dacă e bine, dacă nu e bine. Și uite că nu e bine. Eu de când am luat banii, pe cuvânt de oroare, domn primar, îmi vine să-mi dau doar pumnii în cap. Că ce mi-a fi trebuit bine, că eu nu mă pricep la din astea. Dar m-am gândit că pentru în cadrul poliției, eu de-aia am luat banii, pentru la servici. Ce pentru la servici, mă? Domn primar, vreau și eu să-mi iau o geacă de piele, cum avea fost un ministru. Eu de când am văzut geaca aia, numai la ea mă gândesc. Dar știi ce scumpă e? 16 milioane costă. Normal, mă, e geacă de ministru, mă, nu e pentru oricine. Eu aveam puși deoparte 2 milioane, că mi-a trimis mămica. Dar până la 16, oho! A venit Ardiles și de o săptămână mă bate la cap cu manevra asta. Și-o a cedat. Bine, mă, gata, nu mai plânge, am înțeles. Dar ce dai cu spirit pe banii ăștia? Dă coronavirus? Nu. Să șterg amprentele, să nu mă prindă poliție. Că am văzut într-un film. Logic, da. Câte mai colo, mă? Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.